Cosmin Costeluș Ceaușu, fostul consilier pe fonduri europene al primăriei Săulești, a fost ales în funcția de viceprimar al comunei. Socialdemocratul va face echipă în următorii 4 ani cu primarul Constantin Ruxanda Drăghici, reales cu un scor impresionant de circa 90% din voturi. Autoritățile locale și-au exprimat încrederea în noua echipă de conducere, subliniind că mandatul lui Ceaușu va fi unul axat pe integritate, colaborare și dedicare. Citez, îi adresăm sincere felicitări pentru acest mandat și îi dorim succes în exercitarea noilor responsabilități. Suntem încrezători că alături de domnul primar Constantin Drăghici și întreaga echipă a primăriei, domnul viceprimar va contribui la implementarea unor proiecte esențiale pentru dezvoltarea durabilă a comunei. Cu o viziune bazată pe integritate, colaborare și dedicare, această echipă va construi o administrație locală modernă și responsabilă. Îi urăm un mandat plin de reușite și realizări semnificative în beneficiul tuturor locuitorilor comunei Săulești. PSD domină Consiliul Local din Săulești, deținând 9 din cele 11 mandate. PNL și AUR completează structura cu câte un consilier local fiecare. Noua echipă administrativă își propune să continue proiectele în beneficiul comunității și să aducă un plus de modernizare și responsabilitate în actul administrativ. Alegerea lui Ceaușu marchează un nou început pentru comuna Săulești, care beneficiază de o conducere solidă și de o viziune axată pe dezvoltare și colaborare.